Un grav accident rutier s-a produs luni după amiază la ieșirea din orașul Bal spre Slatina. În eveniment au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară. La fața locului au intervenit un echipaj murd, dar și un echipaj SAJ, care au acordat primul ajutor unei fetițe în vârstă de 5 ani, dar și mamei acesteia în vârstă de 36 de ani din municipiul Timișoara. Un echipaj de pompieri SMURT BAL și un echipaj de la serviciul de ambulanță județean au intervenit la un accident rutier la ieșirea din Bal și spre municipiul Slatina pe drumul european 574. În accident au fost implicate două autoturisme și o autoutilitară. O minoră în vârstă de 5 ani cu atac de panică, dar și mama acesteia în vârstă de 36 de ani cu dureri la nivelul capului, ambele din Timișoara, au fost transportate la CEU Balș. La fața locului au intervenit și polițiștii, care au stabilit faptul că accidentul s-a produs pe fondul nerespectării distanței corespunzătoare în mers. Conducătorul autoutilitar în vârstă de 19 ani din Berevoiești, județul Argeș, deplasându-se pe sensul de mers Slatina-Craiova, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul din fața sa, proiectându-l la rândul său un alt autoturism de pe același sens de mers. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.